Serios, dragilor, mă bucur să ne reîntâlnim și dacă sunteți noi pe canalul meu, bine ați venit! Am o întrebare la voi. Ce variante avem noi, ce opțiuni avem noi ca români să mergem vara la mare, în afară de România? Păi mergem cu mașina în Bulgaria și în Grecia. Și astăzi vreau să vă arăt o altă opțiune pe care poți să o iei în considerare de a merge cu mașina undeva la mare și la soare și să te simți bine. Este vorba despre Croația. Noi am experimentat opțiunea pe care vă prezint și vreau să vă arăt cumva 10 motive pentru care merită să iei în calcul această destinație. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai și îmi place să împărtășesc cu voi din călătorile și din excursiile mele. Așa cum am spus, am fost la mare în Croația cu mașina. Și vreau să vă arăt cumva 10 motive pentru care merită să ajungi să vizitezi Croația și locul în care am fost noi. Am fost în urmă cu ceva vreme, când nu erau multe posibilități să ieși din țară cu mașina, dar nu contează. Varianta pe care vă prezint este foarte viabilă și merită de luat în calcul. Și vreau să vă arăt cumva 10 motive pentru care vă recomand această destinație. Noi am fost în stațiunea Tucepi, nu știu cum se citește. Este undeva la 88-90 de kilometri mai în sud de Split. Motivul numărul 1 pentru care vă recomand destinația asta este că ajungi într-o zi cu mașina de acasă. Noi am plecat din Sibiu, am trecut prin Ungaria și am coborât în Croația și am ajuns pe autostradă până la Tucepi seara. Deci asta era motivul 1, că ajungem într-o singură zi. Motivul numărul 2 a fost hotelul. Hotelul era un complex mare, frumos, chiar pe malul mării. Deci nu făceam altceva decât să ieșim de pe scările hotelului și coboram pe plajă. Locația era superbă, cum era hotelul și vizibilitatea din cameră și camerele de la hotel și tot a fost la superlativ pentru noi. Motivul următor este atmosfera din resortul unde am locuit noi. Nu se compară cu resorturile din Turcia și din Egipt, dacă mergi cu avionul și îți petreci un sejur acolo. Dar oamenii s-au străduit și am avut divertisment și distracție pe tot parcursul zilei. Deci de dimineața și până seara noi am avut spectacole, distracție, training-uri, exerciții, yoga, gimnastică și tot felul. Dacă îți dorești să ai ceva entertainment peste zi, ăsta este un loc frumos de luat în calcul. Motivul numărul 4 este promenada din stațiune. Hotelul este chiar pe malul mării, dar există o promenadă pe acolo plină de restaurante și de locuri faine, magazinuțe, suveniruri, ca o stațiune de vară. Noi am avut doar demi-pensiune, mic dejun și cină și atunci prânzul l-am servit în stațiune și ne-am putut bucura de anumite mâncăruri tradiționale sau să variem puțin să vedem ce putem gusta la Croația. Tot legat de promenade este și portul turistic care are un farmec deosebit, cel puțin vara. Motivul numărul 5 este peisajul și natura înconjurătoare. Deci locul ne-a fost noi, cu muntele din spate, pădure în jurul la stațiune sau cum să zic, între munte și mare este doar pădure. Este o combinație foarte reușită. Motivul numărul 6 este apa mării. Noi am mai fost în Croația de mai multe ori. Niciodată nu m-am bucurat de apă pentru că era ba rece, ba multe pietre, ba curenți și nu a fost exact ce mi-am dorit eu de la apa mării. Dar aici, faptul că este cumva închisă stațiunea asta așa de niște insule și cumva o mare internă, nu vin curenți reci, nu vin valuri, mi-am putut bucura de
din plin de toată apa mării. Caldă, calmă, intrare faină, limpede, nu buruieni în apă, toate condițiile ca să te poți bucura de apa mării și de o baie faină. Motivul numărul 7 este, în zona respectivă sunt mai multe localități frumoase. Aș aminti aici numai localitatea Makarska, unde ne-am dus și ne-am plimbat un pic și ne-am bucurat de priveliștea stațiunii. Deci poți, dacă te plictisești cumva într-o zi, iei mașina și te poți duce într-o localitate de lângă, sau în două, sau în trei, cum îți place ție, îți câțiva kilometri, 10-15, și poți să vezi și alte stațiuni unde să-ți faci o idee ce ai putea să faci dacă vrei să mai vizitezi vreodată Croația și să mergi în zona respectivă. Motivul numărul 8. Ce îmi place mie foarte mult, de câte ori am fost în Croația, am făcut excursie cu vaporașul. Și ne-am dus în portul turistic, am văzut mai multe opțiuni și ne-am ales una din ele. Am o mică poveste aici, ne-am tocmit excursie pentru ziua următoare, am găsit vasul, am găsit tot ce trebuie, am plătit și când am stat acolo, ne-am îmbarcat și cam o oră, cumva vasul lor le-a murit la ieșire din stațiune, pentru că nu știu ce, nu le-a mai mers și am rămas cumva variați în apă vreo oră, până a venit cineva și ne-a dus înapoi la malul în port. Ne-am spus că ne dă bani înapoi sau dacă mai avem chef, a doua zi reprogramăm. Noi nu ne grăbeam, eram a doua zi acolo, așa că ne-am dus a doua zi. Din fericire pentru noi, vasul a fost mult mai frumos, mai puțin turiști și mai relaxant. Și atunci a fost super fain, pentru că în prima zi eram doar la o masă, stăteam acolo ca pe o bancă în parc, pe când a doua zi vasul a fost deosebit de frumos și ne-am bucurat pentru că am făcut o excursie în 3 destinații. Am fost pe prima insulă și am văzut o localitate, Jelza, nu știu cum se citește, dar eu spun în limba română, foarte pitorească, ne-am și plimbat pe acolo, ne-am bucurat de o înghețată. Ice cream time. Ice cream time. Familia Popa la înghețată. Familia Popa mănâncă înghețată. Foarte, foarte frumoasă localitate. O recomand. Ne-am bucurat de atmosfera de acolo. Jelza,
ne-am dus pe a doua insulă la Bol. Chiar dacă vii la mare și stai în resort și cumva ești în vacanță, parcă asta pe barcă e cea mai vacanță. Ajungând aici la Bol, trec și vă arăt al nouălea motiv pentru care merită să fie acolo, pentru că ne-am dus pe cea mai frumoasă plajă din Croația, cel puțin așa zic ei. Și este vorba de plaja Golden Horn Beach. Din Bol, noi ne-am urcat într-un tractoraș și ne-a dus până la plaja respectivă. Și nu am regretat nimic. Atmosfera foarte faină. Oameni mulți, dar era loc pentru toată lumea, apa faină, deci tot ce trebuie. Recomand, dacă ajungeți în zonă, această plajă. Motivul numărul 10 este că, mergând în Croația, în zona asta care vă recomand eu, de Tucepi, poți să vezi mai multe atracții pe drum. Și este vorba despre cel mai frumos parc natural pe care eu îl cunosc, este vorba de parcul de la Plitvice. Dar ăsta vi-l prezint în episodul viitor. Dacă v-a plăcut ce v-am arătat, dați-mi și mie un like și nu uitați să vă abonați să nu ratați următoarele postări. O zi minunată și Doamne ajută! Pa!